dacă este adevărat ceea ce spune acest ofițer, ce măsuri ați putea lua dumneavoastră sau ce puteți face în calitate de președinte? Da, în primul rând vreau să vă spun că sunt surprins că apare atacul în această dispută sau, dacă vreți, cum ați declarat dumneavoastră în acest eveniment discutabil, de altfel. Trebuie din start să precizez că ATUP-ul a fost creat și este de fapt creat pe baza unei legi care are ca menire conjugarea eforturilor administrației publice locale, județene, pe de o parte prin reprezentanți, sunt consilieri care se membri în ATUP, a societății civile și respectiv a instituțiilor care sunt cu datorii, cu, cum se spune, cu obligații în problemele de ordine publică, de menținerea ordinii publice. Drept urmare, a face legătura între o întâmplare și atopul mi se pare un pic forțată ca și situație și a presupune că un polițist este sancționat datorită atopului, n-am auzit până acum așa ceva și nici nu cred că acest lucru este posibil. Ați discutat cu doamna consilier Luana Minu? N-am reușit să discut, dar am aflat totuși următoarele chestiuni. Domnia sa, ca orice cetățean, are dreptul constituțional de a contesta anumite decizii a poliției, a polițiștilor. Drept urmare, după câte am înțeles, domnia sa a trăit cu această, cu acest drept constituțional și a contestat un proces verbal care, după părerea domniei sale, nu a fost întocmită legal. Asta este toată treaba. E firesc ca membru ATOP să mergi să vorbești cu un polițist, să încerci să negociezi o situație mai mult sau mai puțin legală, folosindu-te de calitatea de membru ATOP? Deci, orice cetățean poate să negocieze dacă îi se permite, categoric. Eu cred că cu polițiștii nu trebuie să nici să comentăm și nici să negociem. Dacă avem probleme cu un act care a fost întocmit, acest lucru se poate contesta oficial sau respectiv te poți adresa oricărei instanțe care are competență în rezolvarea acestei contestații. Ceea ce pot să vă asigur că nu a existat nicio petiție, cerere sau așa ceva în adresat ATOP-ului din partea doamnei Luana Minea, care, de altfel, în paranteză vă spun, este o persoană absolut respectabilă, care are o activitate deosebită și foarte benefică pentru comunitatea brașoveană ca președintă a societății de Crucea Roșie. Și dacă domnia sa a avut o problemă și s-a adresat prin contestație poliției sau s-a adresat, nu știu acest lucru, dacă este adevărat, s-a adresat și instanțe, este dreptul domniei sale. Un alt membru ATOP ne-a spus că acest subiect a fost discutat la ultima ședință. Deci, pe ordinea de zi și în cadrul oficial, asemenea discuții la ultima ședință de săptămâna trecută nu a avut loc, pot să vă asigur de acest lucru. Dacă după terminarea ședinței a avut loc o discuție de ordin personal, acest lucru eu nu pot să vă confirm.